Vă spuneam și ceva mai devreme ce ar trebui să avem în casă în caz de război. Sunt câteva recomandări care vin de la specialiști, le urmărim împreună. Un eventual război nu ar trebui să ne prindă cu buzunarele goale sau fără provizii de mâncare, spun specialiștii. Deși această perspectivă este deocamdată departe de România, e bine să avem o strategie. Pe primul loc este apa. Mai ales cei care au deja boli diagnosticate trebuie să aibă pentru tratamentul lor o oarecare rezervă. Și apoi, desigur, alimentele conservate. Deci rămânem pe conserve, nuci, semințe, alune, deci alimente uscate, foarte dense caloric, deci care ocupă un spațiu foarte mic și care oferă o nutriție foarte bună. Totodată, trainerii în educație spun că trebuie să avem atât un fond de urgență, cât și un fond de siguranță. Fondul de urgență înseamnă 1000-2000 de lei cash în casă, în lei. Fondul de siguranță înseamnă un cont în euro la bancă care să-ți acopere măcar 3 luni, 4 luni de cheltuieli esențiale. Parte din asta, în perioada asta, l-aș scoate să fie cash disponibil în euro sau în dolari. Cheltuielile neesențiale sunt de evitat, cum ar fi un telefon sau mobilier nou. N-aș recomanda neapărat imobiliare, poate, chiar în contextul ăsta. La fel, dacă putem să mai stăm 3 luni de zile, 6 luni de zile, la fel să vedem în ce direcție mergem. Cei care au deja credite se pot aștepta să plătească rate tot mai mari. Acest IRCC da, va crește începând de la 1 aprilie de la 1,17 cât este în prezent, în primul trimestru 2022, la 1,86 pentru trimestru 2 2022, ceea ce înseamnă o creștere...